Băi, are dreptate, băi. Când are dreptate, toată lua dreptate. Evrei sunt jegoși. Așa. De ce? Era acolo la evrei. Și l-a rănit. Și știe că ce goi. Băi, nasul. Și-a sânge evre și sânge goi. Dar nu ți-a zis. De ce? Dacă sunt de-a fiat spulatul. Și nu ți-a zis. Mai am și sânge german, deci e o contradicție. Da. Wow. Good. Am alergii la bine. Evrei e jigoși, e jigoși. Nasol e jigoși. Vă jigoși e aia. Eu am lucrat la el. Am lucrat și la români. La români e plătabil. Cu șmecherii, dar nu plătabil. Munceam mult, dar ne plătea pe muncă. Băi, am lucrat și la Bucureța. Bucurii mea și bucurii. Unde pula e firmaia? S-a gândit. Așa vrei să arate România? Păi cum să arate? Ce să arate? Din ce e tu pensiadă? A, ce pensie știi care s-ar futis, paracrisis, cristalis, Cristianis? Păi are pensie de handicap. Își turna bere în furtunul din stomac. Chiar îl sărută, mă. Wow. De ce? Îl mai vedem pe unul care și-a băgat cu tutul în burtă pentru o femeie. Și ăsta și-a băgat pentru o femeie. Noroc că femeia lui mai se babardea cu cineva, bă, e femeie, ca și tine bărbat. Nasol. Nasol că fitați povestea, cum îi povestea fata lui tata, de sora mea, lui maică-sa și lui taică-su, dar maică-sa era chiar oripilată, mama. Băi, nu-i dă pulă la fată. Nu știu, parcă mă împingea de la spate să mă duc la ăla să-i zic, de ce nu-i dai pula la fata? Eu știam că mă izbeau un răspuns de la ăla, băi, nu prea e sexy. Păi, oaua, mă duceam la fata. Fata, de ce nu e sexy? Nu vreau să fiu sexy, vreau să fiu misterioasă. Enigma Otiliei de Cazimir Căcat. Nu, eu ziceam, bă, e de Cazimir Căcat. Stai că dau pe www. Cazimir Căcat. Google nu găsește așa ceva. Păi eu nici eu nu găsesc. Păi face eu nici eu nu găsesc. Cred că mă răzgândesc. Mai caut una secție așa. Păi,
fotograful ăla, băi, de ce nu-i fi? Da, că eram virginică, fără frică. Și acum vreau să găsesc o popică. De popică. De ombilică. De cineva ce o să zică. Eu, wow. Ce să zic? Mă duceam la bă. Zice fata, cine ce o să zică? La cine ce o să zică? Nu știu. Cine ce o să zică? Ceva. O să zică ceva. Maica fetistă originală. Așa era și asta. Că tașul mură de ceva. Și prea știam multe amănunte. Păi de ce? Ne aflam și noi. Eu am verificat-o pe fisa. Ce-i povestea lui toată? E povestea tot pe... Turna tot. Era turnătoare. Și ca taică, toți e turnător. Și atunci m-a făcut și turnător, numai că sunt turnător prin diversiune. Vă zic că ceva, ca Felix Drache, a zis, iluzia și diziluzia. Exact. Eu vă bag atâtea informații în cap, încât nu o să vă încapă în cap. Ce pula mă zic? Că nu putea să zică că nu, că o fut prea mult. Suferea. Cum? Suferea pista. Și tașul a început să suferi. Aole, o fut. După aia, pizda s-a dus la mare, la o mare schimbare de chiloți. Și după aia tașul dădea din apă. Și chiar îi dau drept. Dă-i cezarului chiar cezarului, al lui cezarului, cezarul, nu știu ce cade la ceva. 6-6 poartă în casă, pe care nimica. Viață. Păi tu ești de vină, trebuia să o vezi când zâmbește, să te ascunzi în boschet și după mașină. Acum. Atâți ani îmi dau seama. Deci trebuia să fiu și una să mă ascund în boschet. Că la asta-i place să filmeze în boschet. Dar n-am văzut pe cineva să se filmeze lângă mașină. A, Mihaela se filma lângă mașină. Deci eram și Ioana și Mihaela. Păi nu merge. Îi zic o așa. Deci sunt două pizde deodată. Ori sunt Ioana în boschet, ori sunt Mihaela la mașină. Eu zic că sunt eu. Păi, nu ești niciuna, nici altă, nu? Și nu mă ascund după boschet și nu fac nimic. Eu doar dau telefon, eu vreau să mi se răspundă la telefon. Și să stabilim ceva. Cum stabilam cândva. Și dacă nu stabilim, nimic. Aleluia! Ia muia. A, cu muia? Da. Nu trebuie. Dar o ia. Ce? Ia!